Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în taur. Haideți să vedem împreună ce ne aduce energia acestei luni. Pentru voi, în mod dedicat, această lună este una de maximă importanță financiară, vă poate aduce abundență și împlinire la nivel de stimă de sine, dar și una profundă la nivel spiritual. Avem următoarele tranzite. Pe data de 3 aprilie, Mercur va intra în Taur, în semnul vostru. Guvernatorul sau stăpânul casei 2, respectiv a Taurului, Venus, se va muta din Taur în Gemeni, pe data de 11 aprilie. Pe data de 6 aprilie avem o frumoasă lună plină, în balanță, care pentru voi va avea loc în casa a șasea, în casa sănătății, a muncii și a rutinei voastre zilnice. Pe data de 20 aprilie avem o puternică lună nouă în berbec, a doua din acest semn, care va avea loc pentru voi în casa voastră a 12-a, iar această lună nouă este și o eclipsă hibridă de soare. Un eveniment și un tranzit foarte important, despre care vom vorbi imediat. Pe data de 21, Mercur va retrograda tot în Taur. Toate acestea vă vor aduce ocazia unei schimbări foarte benefice. În primul rând, în acest moment îl aveți pe Marte în Rac, în casa voastră a treia, care vorbește despre comunicare, despre comerț, despre călătorii pe distanțe scurte. Deci aici atenția este pusă pe o încărcătură emoțională care are de-a face cu comunicarea. S-ar putea să vă regăsiți în momente tensionate sau să vi se activeze o avalanșă emoțională când vorbiți cu cineva, când interacționați cu cineva sau în vreo deplasare sau în vreo delegație care are legătură cu serviciul vostru, dar nu numai. Mercur se mută în casa întâi, în semnul Taurului, care vă va face foarte vizibil. Vă va da strălucire și ocazia să reevaluați modul în care voi puneți amprenta pe eu-ul vostru, pe imaginea voastră. Totodată, Venus, care se regăsește deja în Taur, va face un aspect foarte bun electromagnetic, așa cu Uranus. Pentru cei singuri este o ocazie foarte benefică să atragă în viața lor pe cineva sau cineva va fi foarte atras de voi în această lună. Ulterior, când Venus se va muta în Gemeni pe data de 11 aprilie, aici abundența este la ea acasă. Venus este stăpân de casa 2, după cum spuneam, Taur, deși intră în Gemeni, va facilita foarte multe lucruri bune pentru voi. Banii, contracte noi, achiziții noi, posibil. Însă, cu Mercur în Taur, va fi necesar să vă alocați timp suficient pentru și în luarea deciziilor potrivite. Luna nouă din berbec din data de 20 aprilie pentru voi se va produce în casa 12-a, în semnul astrologic berbec, la 29 de grade berbec, adică într-un grad ușor dificil sau critic, cum spun astrologii, însă mie îmi place să fiu optimistă. Despre casa 12 am vorbit deja că aparține subconștientului, că aparține lucrurilor ascunse, drept urmare, această lunație va scoate la suprafață o nevoie. O nevoie. Veți simți în voi că este ceva acolo care apasă. Apasă nevoia de a începe ceva nou, de a scoate la suprafață ceva nou, din subconștient. Poate o traumă să o rezolvați, care da, poate avea legătură cu balanța, pentru că vom avea și luna plină din balanță pe data de 6 aprilie. Luna plină din balanță din data de 6 aprilie se va regăsi în casa voastră a șasea, în casa sănătății, unde va fi imperativ necesar să alocați atenție. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vă regăsiți ușor ipohondri sau pentru alții dintre voi s-ar putea să începeți un nou protocol medical pe care poate până acum l-ați ignorat. Și este important să vă îngrijiți de sănătatea voastră, normal, cum este important pentru fiecare dintre noi toți, de altfel să o facem. Tot aici s-ar putea să descoperiți că la serviciu, nu știu, se întâmplă ceva schimbări de genul colegii demisionează sau dacă voi sunteți antreprenori, oamenii din echipa voastră, angajații demisionează sau
Vă dați seama că medicul vostru curant nu este cel potrivit pentru voi și să doriți să faceți acest lucru sau să schimbați ceva la nivel de autoritate. Pentru că vorbim despre balanță, vorbim despre relații și despre modul în care ne raportăm noi. Iar casa a șasea are legătură cu sănătatea, dar este o casă a inegalității cumva, adică noi într-o poziție mai mică, având nevoie de cineva într-o poziție mai înaltă. Tot pentru voi s-ar putea să întâlniți sau să descoperiți acum în voi nevoia de un mentor la nivel spiritual, pentru că eclipsa de soare hibridă din casa 12-a va pune amprenta foarte puternic pe spiritualitatea voastră, pe lucruri noi care pot apărea în viața voastră și pe care veți căuta să le înțelegeți. Iar dacă nu veți căuta, veți fi cumva împinși, va exista un impuls, impulsul berbecului să porniți, să porniți și s-ar putea să fie un pic provocator până vă dați seama de ce trăiți și experimentați acea senzație. Pentru că această lunație va face o cuadratură cu Pluto, cu planeta puterii. Deci ceva puternic, un instinct, un impuls foarte puternic vă va da târcoale și conștientizarea va fi mama salvatoare, ca să spun așa. Să vedem ce ne spun și cărțile pentru Taur pe parcursul lunii aprilie. Floare, să fii sincer cu tine și să ai curajul să spui ceea ce îți dorești sau să comunici conștient. În momentul în care Mercur va retrograda în casa voastră întâi pe 21 aprilie, va fi nevoie să încetiniți puțin viteza de reacție, viteza cu care poate ați fi dorit să faceți niște lucruri și să fiți un pic introspecți. Casa întâi ne face foarte vizibili. Retrogradarea lui Mercur ne va face practic invizibili pentru ceilalți și poate veni cu ușoare provocări această senzație sau această trăire. Drept urmare, Marte din Rac de acolo va împinge către avalanșă, către emoții, către poate ușoară furie. Însă furia mișcă lucruri. Furia pe scara vibrațională este printre cele care aduce schimbare, să spunem. 17 este numărul universului, al omniprezenței și vine cu darul clar viziunii. Cu cât încetinim mai mult ritmul în luna aprilie și suntem mai conștienți și mai cumpătați, mai sistematici și mai organizați, pentru voi, dragii mei, cu atât mai bine vă va fi. Luna nouă din berbec, din casa 12-a, s-ar putea să vă activeze niște simțuri extrasenzoriale sau să vă amplifice cumva intuiția, să descoperiți și să aveți spre surprinderea voastră realizări sau idei pe care până acum nu le aveați. Să fluturi în aer în văzul tuturor coroana pe care o meriți. Da, posibil aceasta să fie energia lui Mercur din Taur, care, după cum vă spuneam, s-ar putea să vă pună așa într-o mică situație de disconfort, de a nu fi văzuți, voi să doriți să spuneți ceva și parcă lumea să nu înțeleagă ce spuneți sau voi să vorbiți și să fiți neînțeleși și așa mai departe. Coroana înseamnă împărăteasa, iar împărăteasa înseamnă calm și o comunicare foarte clară. Să bateți un pic pasul pe loc, să revizuiți cum comunicați, ce doriți să spuneți și de ce anume doriți să spuneți aceste lucruri sau ce anume doriți să spuneți și sub ce formă doriți să o faceți, pentru că există în subconștientul vostru o pornire ușor emoțională, dar care are la bază o energie fixă. Copacul, să te eliberezi de această energie fixă sau te eliberezi din a crede că poate în anumite situații ai fost o victimă, pentru că nu suntem victime, pentru că avem întotdeauna, iată focul, puterea să schimbăm ceva în viața noastră, cu precădere mai ales la nivel de relații, mai ales la nivel de decizii în rutină și mai ales la nivel de sănătate, pentru că în Lenormand copacul vorbește despre sănătate. Deci la nivel de sănătate, de rutină, de obiceiuri sănătoase, de regim alimentar, sunt necesare schimbări pentru ca voi să fiți bine și sănătoși. Să vă alimentați mai bine, să dormiți mai bine, să vă odihniți mai mult și să aveți obiceiuri mai sănătoase.
victorie. Aici vorbim despre banii altora, despre parteneriate pe care le puteți încheia, despre niște bani pe care îi așteptați de mult timp, care acum pot fi încasați, care acum pot ajunge în contul vostru. Venus intră în casa 2, iar 4 și 4 fac 8. Casa Scorpionului fix în opoziție cu voi. Deci axa banilor va fi activată pentru voi și va fi o lună foarte benefică la nivel financiar. Atracție, Venus din Taur va face un aspect frumos cu Uranus, care vă dă o aură misterioasă și foarte electrică, mai ales la nivel de parteneriate, pentru că am aici balanța. Iar acest lucru înseamnă că veți fi atrăgători, vizibili în ochii celorlalți, frumoși și că se vor apropia de voi, mai ales dacă sunteți persoane singure. Iar dacă nu sunteți persoane singure, atunci cineva redescoperă această atracție dintre voi pe parcursul acestei luni. Și tarotul ce ne spune la relație, plan material și emoțional. La relație, Cavalerul de bâte, 10 de bâte, 8 de monede și Asul de monede. La nivel de relații, energia lunii aprilie vă face sau vă aduce un discernământ foarte bun, astfel încât voi, în acest moment, să vă orientați pe propria voastră persoană și să finalizați un consum energetic care a fost direcționat către altcineva, către persoana voastră de interes. Persoana voastră de interes care v-a consumat la nivel energetic sau conexiunea dintre voi cel puțin a făcut-o. Aici văd pe cineva care poate reveni către voi, după cum spuneam, consumat de energie, de energia focului, de o energie electrică, de o energie foarte pasională și care în acest moment, cu asul de monede, să dorească stabilitate. Și să lucreze la asta, să depună un efort. Pentru alții dintre voi veți dori să încheiați o relație de du-te-vino, o relație instabilă din trecutul vostru, pentru ca acum să lăsați loc liber și să se deschidă calea către ceva mai potrivit vouă. Lumea. 21. Retrogradarea lui Mercur din data de 21 s-ar putea să vă întoarcă cumva din drum. Pe Mercur retrograd, în general, apar în viața noastră sau reapar în viața noastră oameni din trecutul nostru. Energie de foc s-ar putea să fie aici foarte puternică, energie de apă s-ar putea să mai fie, sau pământ, de ce nu? Lumea vine cu o finalizare organică, cu ceva ce trebuie să se încheie pentru ca altceva să înceapă. Această carte clarifică Cavalerul de Bâte, care este o energie foarte puternică și foarte dominantă și foarte iute. Deci ceva neașteptat poate interveni aici, fie o finalizare, fie o revenire a cuiva în viața voastră. Înaltul preot și 10 de bâte vorbește despre o finalizare, poate a unei căsătorii care v-a consumat sau a unei relații care v-a consumat, dar în egală măsură și crearea unei noi oportunități la nivel energetic pentru ca voi să intrați pe o nouă direcție a sufletului vostru și către altă relație stabilă de această dată. De asemenea, aici văd că s-ar putea voi alături de persoana voastră iubită să faceți un salt la nivel financiar împreună sau să vă sprijine pe voi să deveniți antreprenori sau în afaceri. 8 de monede clarifică asul de monede. Cineva va dori cu siguranță să depună un efort. Fie voi v-ați hotărât să aveți grijă de voi și să lucrați la viața voastră de acum înainte sau eclipsa vă va împinge către acest discernământ de care toată lumea are nevoie,
Fie persoana la care voi vă gândiți acum poate reveni în viața voastră, de la depărtare, pentru că văd că este plecată de lângă voi, pentru unii dintre voi, la serviciu sau în căutarea afirmării profesionale și puteți începe acum ceva stabil. Pentru unii dintre voi se pun bazele unei relații stabile, tradiționale, începând cu luna aprilie. Poate fi chiar și o schimbare de domiciliu. Iar pentru 8 de monede avem regele de monede. Avem o persoană care este ancorată în planul material, care dispune de resurse materiale, dar și de seriozitate, care este foarte lucidă și foarte concretă în ceea ce își dorește. Unii dintre voi puteți cunoaște această persoană. Pentru alții dintre voi, văd că persoana voastră iubită s-ar putea să fie căsătorită și acum să finalizeze impedimentele, provocările pe care le avea în viața sa pentru a începe de această dată organic, natural și tradițional un nou drum alături de voi. Cavalerul de spade vorbește despre comunicarea aceea, poate ușor emoțională, poate mentalizați, poate simțiți, poate trăiți și este o lună în care să fiți atenți la cum comunicați, pentru că energia vă susține foarte bine, puteți avea victorie după victorie, puteți să avea parte de foarte multe realizări, dar trebuie să vă îndepărtați de lucrurile care nu vă mai folosesc, de acești spini, adică să fiți voi foarte calmi. Cu cât veți fi mai calmi și mai coerenți și mai articulați în ceea ce doriți să obțineți, cu atât va fi mai bine. Pentru alții dintre voi, văd că va exista o temă a copiilor aici, veți lua în calcul ceva legat de copii. Pentru alții dintre voi, văd că acea surpriză despre care vorbeam mai devreme este clar în legătură cu persoana voastră de interes, persoana la care vă gândiți voi acum, care vă va surprinde. Și avem justiția. O eliberare karmică, fie vă îndreptați către o relație solidă, care pe termen lung va însemna și căsătorie, fie persoana la care voi vă gândiți acum încheie o căsătorie, iar acest lucru vă poate realmente șoca. Să vedem. Închidere karmică aici la nivel de relație, curățați ceva, un tipar, da? O convingere. Vă schimbați percepția și modul de a vedea lucrurile. Oglinda de aur, să spunem. S-ar putea ca voi să fi investit într-o relație singuri sau să fi avut niște așteptări care evident că nu au dus în nicio direcție benefică și să vă eliberați de cineva cu 10 de bâte acolo care a fost foarte egoist pentru unii dintre voi. Și avem libelula, energie foarte ușoară, lucrurile ies la suprafață, după cum spuneam, acea eclipsă din casa 12, schimbare și vindecare, atât la nivel de corp fizic, cât și la nivel sufletesc. Dacă ați avut impas la nivel de relație, se pot crea acum conjuncturi favorabile pentru ca voi și persoana voastră de interes să stabiliți niște reguli sănătoase și clare în ceea ce vă privește. La nivel de plan material avem judecata, împărăteasa, înalta preoteasă, 7 de cupe și spânzuratul. Pentru unii dintre voi, la nivel de plan material, după cum vă spuneam, Venus intră în gemeni și veți avea ocazia să vă regenerați la nivel financiar. Fie să achitați niște datorii, fie descoperiți, poate, că la voi în familie cineva a făcut niște datorii despre care voi nu știați, să fiți surprinși de acest lucru, iar aceste evenimente descoperite să vă încurce puțin la nivel de plan material. Pentru alții dintre voi, ieșiți dintr-un impas financiar pentru care
nu găseați o soluție anterioară, tocmai pentru că aceste tranzite, respectiv Venus în casa a doua, vă vor susține să aveți resurse materiale suficiente pentru a vă desfășura în condiții normale, chiar foarte bune, viața. Pentru alții dintre voi, deblocați sau vi se deblochează acum un post, o ocazie, o afacere sau un parteneriat cu cineva care a fost foarte multă vreme în stand-by, pe loc. Și acum veți vedea progres. Există aici trasarea unei limite sănătoase la nivel financiar, pentru că s-ar putea unii dintre voi să cheltuiți bănuți ușor impulsiv pe lucruri care țin de frumusețe, de beauty și de viață. Și va fi necesar să aveți un pic de grijă la banii voștri, să vedeți din ce îi faceți, cum îi faceți și cum puteți să îi obțineți mai ușor, dar să îi și păstrați mai mult timp. 10 de băte. V-am spus, există două direcții aici. Unii vă eliberați de o povară financiară pe care ați dus-o o bucată de vreme, iar alții dintre voi acum avansați către o nouă posibilitate, către un nou serviciu, către o nouă profesie, dar puteți să și descoperiți o datorie despre care voi nu știați sau ceva care are legătură cu vreo instituție, acum să vă semnaleze că este nevoie să reglați niște taxe din trecut. Lucrurile acestea se vor petrece foarte rapid, că nu prea veți avea timp să vă pregătiți sau că veți avea, după cum spuneam, parte de o surpriză. Însă 3 de monede aici spune că aveți suficiente resurse financiare, suficiente moduri și soluții la îndemână să rezolvați tot ceea ce ar putea apărea în luna aprilie. Pe plan emoțional, avem regele de monede din nou, 3 de monede din nou, 4 de băte, 5 de monede și turnul. Pentru unii dintre voi, v-am spus, s-ar putea să vină ca o surpriză pentru voi la nivel emoțional. Acesta este Marte și se află în rac, o avalanșă emoțională prin care voi să simțiți nevoia să vă descărcați sau să faceți reproșuri, mai poate însemna la nivel de relație. Iar energia spune că este important să lucrați și voi la atitudinea voastră pentru a atrage lucruri favorabile vouă. Că puteți să vă liniștiți, cu cât sunteți mai chibzuiți și mai calmi, cu atât lucrurile vor fi mai prospere și mai bune și veți simți fericirea. Pentru alții dintre voi, neliniștea aceasta emoțională și starea voastră de disconfort emoțional au legătură cu relația voastră, cu cineva care fie petrece foarte mult timp la locul de muncă, persoana voastră de interes, fie voi ați fost foarte acuzați că sunteți materialiști, fie voi ați petrecut foarte mult timp la serviciu, fie voi sunteți singurii din relația voastră care susțineți material casa, fie pentru unii dintre voi partenerul vostru este căsătorit, dar descoperiți asta acum, sau simțiți că nu mai puteți avansa alături de această persoană pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi să știți că s-ar putea ca persoana la care voi vă gândiți să vă anunțe că în căsnicia sa, dacă este căsătorită, sau s-a produs această ruptură, dar voi să aveți o tendință ciudată să îi judecați, cu toate că îi vreți lângă voi. La nivel medical aici este nevoie, după cum spuneam, să lucrați la sănătatea voastră și să vă creați o rutină sănătoasă, pentru că altminteri veți resimți în corpul fizic, în vitalitatea voastră.
veți rezolva lucrurile, veți avea puterea să treceți peste impedimentele care vor apărea, iar rezultatele și la nivel emoțional, dar și la nivel medical, vor fi de lungă durată. O stare de bine. Pentru alții dintre voi v-am spus că există aici un divorț, cineva trasează niște reguli sau voi vă îndepărtați de o persoană care v-a atras interesul mult timp, pentru că fie aceasta nu divorțează, dacă este într-o relație deja, fie pentru că ați obosit voi să fiți implicați într-o relație în care doar voi sunteți singurii care depuneți efort acolo. Talismanele. Sănătatea va fi foarte importantă, am semnul balanței, casa 6-a, atenție și la animăluțele de companie, dacă aveți, la ce miros pe jos, la substanțe toxice. Pentru voi vine cu vindecare, veți găsi ajutor pentru ceea ce am discutat anterior. Și vă veți simți extraordinar de bine, unii veți primi un cadou foarte benefic, fie abundență, fie bani, fie veți respira ușurați după o lungă perioadă în care a existat aici o lipsă, iată Saturn și șoricelul. Avem aici un leu care spune că se împlinește cumva o voință a sufletului vostru. Pentru alții dintre voi este important să vă vindecați sau să vă iertați părinții. Asta este ce văd, asta spun, pentru că așa vă veți vindeca și pe voi. Din nou, balanța are aici legătură. Veți avea succes într-o închidere și într-un nou început. Unii dintre voi veți putea avansa profesional, puteți obține o funcție de conducere. Am numerele 4, 7 și 5, fie 4 a 12, fie 7 a 9, fie 5 a 11, 7 a 4, 4 a 5, 5 a 4, 4 a 7, înțelegeți, permutări de N luate câte ca, sau 11 și 5, alegerea să produc o schimbare în viața mea și să închid eclipsa de soare din casa 12-a, lucrurile care m-au măcinat, dar de care nici nu am fost conștient, se aprinde beculețul acolo la mine în minte și mă eliberez pentru a putea avea o viață fericită. Delfinii, unii dintre voi, v-am spus, cunoașteți dragostea adevărată sau pe cineva. Și avem inițiala H, care înseamnă corespondență. Puteți folosi legea atracției să vă echilibrați, un echilibru. Aici, dacă adunăm toate numerele, avem 16, turnul. Acea eclipsă din berbec vă împinge către ceva. Vă dați seama că există lucruri în viața voastră care nu mai pot persista acolo, dar veți avea la îndemână curajul, voința și modalitățile vindecătoare prin care să vă eliberați și să începeți o viață bună și să aveți o relație frumoasă. Alții dintre voi puteți primi o cerere în căsătorie luna aceasta. Cam atât, dragii mei. Sper să vă fi fost de folos informațiile. Eu vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine, să fiți sănătoși, armonioși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!